prima întrebare care îmi vine în minte în mod firesc este de ce mi-aș cumpăra un telefon ultra-rezistent când aș putea foarte bine să-mi pun o husă antișoc și o folie pe ecran pe orice alt smartphone. În cazul lui S31, chiar body-ul său este unul mai rezistent decât orice astfel de case, iar ecranul este construit și tratat direct din fabrică să facă față oricăror agresiuni și neatenții. Este ca și cum ai echipa o mașină de stradă să facă off-road împotriva unui 4x4 gândit pentru un astfel de teren. Mai este un aspect de care puțin țin cont. Aceste huse antișoc protejează în primul rând carcasa, colțurile acesteia, partea estetică și sensibilă a terminalului, nu și piesele din interiorul body-ului, despre care nu știm câte G-uri sunt capabile să suporte, la un șoc mai puternic. KTS31 nu are nici problema asta, interiorul și carcasa reprezintă un tot unitar, gândit să reziste ca ansamblu la impact. Mai toate telefoanele din această categorie sunt desenate cu un alt tip de control în minte. Ecranul poate fi accesat cu mănuși, iar butoanele sunt mari și vizibile pentru a putea fi apăsate ușor. Sunt telefoane ce pot fi folosite în orice mediu, în zăpadă, în apă, în ploaie și noroi, pe șantier sau în grădină. Este construit să aibă un ecran rezistent la zgârieturi, este construit să fie rezistent la praf, impurități. Îl pui sub jetul de la robinet, îl speli și e ca nou. În plus, toate porturile lui S31, spre deosebire de husele antișoc sau hardcase-urile obișnuite, sunt protejate de căpăcele din cauciuc dedicate, ce izolează și etanșează toate intrările și ieșirile telefonului. Nu în ultimul rând, aceste telefoane au baterii extrem de potente și rezistente. RAM nu solicită prea mult acumulatorul supradimensionat al lui S31. Această configurație este absolut suficientă pentru orice utilizator ce rulează task-uri obișnuite pe telefon. În concluzie, dacă ai nevoie de un telefon mai mult decât robust, care să facă față în condiții vitrege, nu hardcase-ul și folia vor fi cele care să asigure integritatea telefonului tău, ci este mai bine ca telefonul însuși să fie gândit și construit pentru acele condiții.